Elevii intră de sâmbătă 26 octombrie în vacanța de toamnă. Este prima vacanță din când a început noul an școlar 2024-2025, care încheie și primul modul de cursuri. Copiii se întorc în bănci de luni 4 noiembrie, odată cu începerea modulului al doilea. De când structura anului școlar a fost împărțită pe module cu intervale de cursuri și vacanțe, toți elevii au vacanța de toamnă în luna octombrie. Ulterior, începe modulul 2 de învățare, unde cursurile se vor desfășura în perioada 4 noiembrie-20 decembrie, informează Digi24. Vacanța de iarnă, dată cu ocazia sărbătorilor, va începe sâmbătă 21 decembrie și va dura până marți, 7 ianuarie 2025. Vacanța face parte din modulul 2 de cursuri. Luni, 6 ianuarie 2025, de Bobotează este zi liberă legal. A treia vacanță din anul școlar 2024-2025 este vacanța de schi sau mobilă, așa cum a fost numit Va avea o durată de o săptămână în perioada 10 februarie-2 martie anul viitor și se va stabili la decizia inspectoratelor școlare. Ca perioadă de timp, vacanța deschise va desfășura între modulele de curs 3 și 6, în funcție de fiecare unitate de învățământ, mai precizează sursa citată. A patra vacanță, respectiv cea de primăvară, va începe vineri 18 aprilie anul viitor și va dura până duminică 27 aprilie 2025. Vacanța face parte din modulul 4 de cursuri. După finalizarea ultimului modul de curs, modulul 5, urmează vacanța mare. Vacanța de vară 2020 5 este și ultima perioadă de vacanță a acestui an școlar și va începe de sâmbătă 21 iunie.